Trei autocare noi au poposit în raionul Șoldănești. Începând cu 1 septembrie curent, cu aceste mijloace de transport, elevii din instituțiile de învățământ supuse optimizării vor fi aduși la școlele de circumscripție. În ansamblu de Ziua Internațională a Copiilor, Executivul Republican a distribuit în raioane 40 de autobuse, valoarea totală a cărora se cifrează la peste 40 milioane de lei. Despre acest fapt a vorbit și premierul Vlad Filat în timpul ceremoniei de transmitere a autocarelor spre instituțiile de învățământ din raioane. Trecem de la declarații în acțiune, prioritizând educația în Republica Moldova. Eu nu odată am spus că educația în țara noastră este prioritatea numărul 1, sau mai bine spus, este prioritatea absolută. Fără copii, având cunoștințe solicitate de timpurile zilei sau zilele de astăzi, noi nu avem cum să facem față acelei competiții în care suntem parte și noi ca țară. În același context, premierul a precizat că în total au fost achiziționate deja 150 de unități de transport, care sunt un element important în realizarea reformei structurale a învățământului. De altfel, raionul Șoldănești este unica regiune care i-au fost alocate 3 unități de transport. După cum a fost menționat în cadrul evenimentului, oficialii din capitală au apreciat străduința șoldăneștenilor în ajustarea învățământului la noile condiții. 3 autobuse ne-au fost repartizați pentru raionul Șoldănești, sunt 3 autobuse și este un suport serios pentru a convinge administrația publică locală că reforma este necesară să fie realizată. Învățământul din Republica Moldova de mult se cere acordat la nivel european contemporan, de aceea cadrele didactice sunt conștiente de faptul de necesitatea reformei. Totodată se cuvine de menționat că nu toți susțin metodele de reorganizare a sistemului de învățământ din țară. Unii lideri de opinie consideră că ar fi fost mai rațional ca milioanele investite în procurarea autocarelor să fie utilizate la salarizarea cadrelor didactice și întreținerea încăperilor care, după optimizare, ar putea fi deteriorate. Autobuzurile astea costă cu mult mai mult decât leafa învățătorilor. Nu mai vorbim de ce că păstrăm locul de muncă. Se începe reparația lor, se începe, dacă o timp economic, concret, amortizația, cât va fi salariul la... și că ele se strică, fiindcă ele, măcar atare marca asta de autobuse, nu e cei mai buni. Ele trebuie reparate des, trebuie mult combustibil și pierdem locurile de muncă a învățătorilor din școlile care sunt și perspectivă la școala asta, dispărând școala, dispare și altă infrastructură. Pentru a spulbera temerile cetățenilor cum că mai mulți copii ar putea abandona școala rămânând fără studii, Mihail Șleahtițchi, ministrul educației, s-a grăbit să amintească că legislația în vigoare îi obligă pe părinți să asigure frecventarea de către copii a instituțiilor de învățământ minimum până în clasa a noua. Bineînțeles, administrația publică locală de nivelul 2 și administrațiile publice locale de nivelul 1 vor fi responsabile și vor avea grijă ca copiii să ajungă la școală. Evident că dacă ne referim la autobuze, vom avea supraveghetori, profesori, care, educatori care vor avea grijă ca prin mijlocirea autobusului copiii să ajungă la timp la școală. Vreau să spun că în conformitate cu regulamentul pe care l-am elaborat, ei vor avea de parcurs cel mult 15-17 km, mai mult. În Occident, copiii parcurg uneori și 70 km cu autobuzul școlar. În Republica Moldova, maximum 15-17 km, iar minimul constituie 3 km. Cred în viitorul Republicii Moldova, cred în copiii noștri, fiindcă trebuie să recunoaștem un lucru foarte important. Avem copii deosebiți. Sursa citată a specificat că autobuzele școlare reprezintă un element esențial al reformei structurale în învățământ. Ele permit elevilor să vină la școlile de circumscripție în care vor fi create toate condițiile pentru a obține studii de calitate, a adăugat ministrul. Potrivit informației oferite la Direcția Raională de Învățământ, cu autobuzele primite la școlile de circumscripție vor fi transportați elevii din satele Șipca, Mihuleni, Parcani și cei din localitățile din preajma satului Vadul Rașcov.